Venit, okay. Da, așa se întâmplă și cu dividendele. Revenind în planul cifrelor pe această temă, de-aia un antreprenor trebuie să tindă, dacă nu este în zona de consultanță, unde valoarea sa e cel mai mult monetizată, ca să zic așa, și unde poți să ai afaceri cu câteva sute de mii de euro, 200, 150, 200, 300, 400 de mii de euro, din care să trăiești bine, pentru că ești în zona de consultanță, deci ești mai mult un remunerat ca expert. Altfel, dacă ai o activitate, exact, dacă ai o activitate lucrativă într-o piață normală, unde ratele de profit sunt de 5%, 10%, ca excepție poate 15%, da, dar nu prea există, poate în sectorul serviciilor și doar pe termen foarte scurt, în curierat, spre exemplu, nu există, vorbim de 50%, atunci cifra de afaceri la care trebuie să tinzi trebuie să fie de peste 1 milion de euro. Ăsta e primul obiectiv antreprenorial pe care trebuie să-l ai, trebuie să ajungi la 1 milion de euro dacă ai un business lucrativ. Pentru că dacă ai 1 milion de euro, poți să speri că vei face 50-100 de mii de euro profit, să spunem, anual, din care jumătate măcar trebuie să-ți intre ca dividend. 50 de mii de euro înseamnă 4 mii de euro pe lună. Nu înseamnă. Trebuie să ai, da, iar tu să ai costul tău în egală măsură pus și luat ca salariu dacă tu lucrezi în acea firmă. Deci dacă nu ai 1 milion de euro, mai bine stai acasă. Să tinzi să ajungi cât mai repede, dacă nu vrei să te limitezi la zona de doar de partea de libertate sau de independență sau de consultanță, trebuie să tinzi la către 1 milion. Pentru că altfel mai e un indicator pe care îl iau în calcul, dacă mi-am asumat și riscul, eu trebuie să am în buzunar cel puțin dublu decât valoarea mea pe piață ca angajat. Cel puțin dublu. De acord? Și atunci ajungi la acest milion, iar afaceri peste 1 milion de euro, profitabile și într-un mod consistent, cred că sunt câteva în afara multinaționalelor, în afara firmelor abonate la contracte cu statul, în afara firmelor care fac profit conjunctural, că au făcut un blog, l-au vândut și la revedere, în afara tuturor acestor cazuri, sau multinaționale, da? Ai câteva mii, într-adevăr, după părerea mea, sunt sub 10.000 de antreprenori autentici în România. Și ăștia sunt niște eroi, realmente, care trebuie tratați altfel din partea reprezentanților vremelnici ai societății reprezentați de politic.